Wow, nu vine să cred ce s-a întâmplat. Sunt încă în șoc. Ce prost m-a simt. Și mi se pare incredibil. Voi doar să postez pe YouTube? Salutare, gașcă! Wow! De când n-am mai zis asta? Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și am revenit! Yay! Știu că foarte mulți dintre voi v-ați chestia asta și mulți mi-ați scris pe Instagram, pe TikTok. Când mai postez vlog, a fost o perioadă foarte, foarte aglomerată din viața mea, o perioadă extrem de frumoasă. Am muncit foarte mult, muncesc în continuare foarte mult, însă am zis că trebuie neapărat să încerc să-mi fac timp și pentru YouTube. Așa că mi s-a părut perfect să revin pe YouTube în acest mod, adică de 1 iunie, mă rog, acum când filmez este pe 2, dar tot ceea ce o să vedeți și presim că o să fie un clip foarte lung. Dar chiar dacă este un vlog lung, mi-aș dori din tot sufletul să vă uitați la el până la final, pentru că sunt momente unice din viața mea, momente pentru care eu efectiv trăiesc și ăsta este un vlog de suflet, de-al meu. Am dat startul la vară, a fost ziua copilului, la mulți ani tuturor copiilor și a fost cel mai frumos 1 iunie din viața mea. Am avut două concerte la București și la Măgurele și m-am simțit mai fericită ca niciodată. Am trăit niște sentimente pe care nu o să pot să le exprim vreodată și mă bucur foarte mult că ăsta este primul vlog de reveneală, ca să spun așa, pentru că încep cu voi. Uitați-l pe acolo butonașul de like, să lăsați un comentariu neapărat și să dați un share acestui vlog, pentru că lucrurile astea mă motivează super mult pe mine. Hai să vedeți cât de frumos a fost de 1 iunie. Vai, ce energie frumoasă aveți! În continuare... Invit în scenă pe... Ladies and gentlemen, please welcome Bibi. Vă urez și eu din tot sufletul la mulți ani! Ce drăguți sunteți! Este prima zi din vară, așa că zic vara asta să o facem în stilul nostru. Îmi place răsăritul și ce faci tu? Și nu-mi place nimic. La mulți ani tuturor, mă iubesc mult! Vino mă la toate, ai pus venul. Thank you.
Și dacă vă spun că în secunda asta fac un vlog, vă bucurați. Voi sunteți motivația mea, voi sunteți motivația mea. Așa că să vă uitați pe canalul meu de YouTube. Concertul ăsta ajunge pe YouTube. Mă iubesc de nu mai pot. De cine suntem salvați? De cine? Deci vreți să cântăm salvați de? Următoarea piesă este foarte specială pentru mine. Am lansat în urmă cu 2 ani și nu credeam vreodată că o să ajung să simt piesa asta atât de bine. Încerc mii de scuze, de obicei nu fac chestia asta, chiar nu fac, de obicei după fiecare concert rămân la poze. Încerc mii de scuze, într-o oră maxim trebuie să ajung la Măgurele, să susțin următorul concert, fac așa câteva poze și vă promit că o să revin și o să facem multe, multe poze. Vă iubesc foarte mult
Și vă aștept pe 4 iunie, adică sâmbătă, nu? Sâmbătă vine la Militar Shopping. Acolo o să stau și o să fac câte poze vreți voi și TikTok-uri și de toate. Vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult din tot sufletul. Sunteți minunați! Ioan Eminescu. Foarte mult! Foarte mult!
pentru mine, la concertul meu, la concertul meu, pentru muzica mea, este o dovadă enormă că mă iubiți și vreau să știți că și vă iubesc și vreau să mă bucurați de acest concert. Vino la cumbar, vino la cumbar.
Haide, domnul șofer, mergem și noi? Gata, să nu mai spunea săptămână. Două săptămâni cu catinsul de două ori. Ce doi, mai nu cred. Hai, de mii și de mii. Să postez pe TikTok și pe YouTube. Bun, bun. Bine să cred ce s-a întâmplat. Sunt încă în șoc și mi se pare incredibil. Doamne, cât de frumos a putut să fie. Nu știu cum să vă mulțumesc. Sunt foarte recunoscătoare și mulțumesc lui Dumnezeu că am o comunitate atât de frumoasă. Vă iubesc de nu mai pot. Nu vine să cred că ați fost un număr atât de mare special pentru mine. Nu uitați că ne vedem pe 4 iunie. Vă aștept acolo un număr cât mai mare, să facem mare, mare, mare show. Ați văzut cum sunt conceptele mele și abia aștept să mă văd cu voi și știu că o să fie mare nebunie pe 4 iunie, sâmbătă asta, la Militar Shopping aici în București. Eu m-am bat tare, 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 m-am bucur super mult că am revenit pe YouTube. Era tare dor să filmez și abia aștept să dăm startul la vloguri nebune. V-am bat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Pa!